secretar 46 de ani la Comuna Vorgești. Dumnezeu. O să ne lipsească? Da. 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 Nu? Da. Bine, mersi la muncă, da? Bună ziua, doamnă consilier. Ne-am întâlnit astăzi la invitația doamnă primar pentru a dezbate și să pune la vot proiectul de pe ordinea de zi. La muncă. Înainte de a da curs citirii, trebuie să aprobăm proiectul hotărârii. Da, trebuie să aprobăm procesele verbale de ședință din data de 31 ianuarie 2022 și cel din 9 februarie 2022 fost publicate cu primărie. Pentru primul proces verbal din 31 ianuarie. Cine este de acord? Avem împotrivă? Abține? Pentru procesul din data de 9 februarie 2002. Cine este de acord? Avem împotriva? Abțineri? Unanimitate, da? Să se menționeze că se pe ordinea de zi. Da. Suplimentarea, da. Nu. Pe ordinea de zi din eroare a fost, a rămas pe, că am lucrat pe vechea invitație, a rămas punctul 3, care văd că și tăiat aici, privind rețeaua, rețeaua școlară, am aprobat-o noi în ianuarie. Așa rămâne, nu mai... Pe prima dată citesc ordinea de zi și apoi suplimentare, să menționez deja. Prima dată ordinea de zi o citiți, o supuneți la vot și după aia supuneți la vot. Proiectul ordine de zi conține următoarele proiecte. Proiectul de hotărâre privind luarea la cunoștință de către Consiliul Local al Comunei Vorgești, județul Bacău, a raportului de follow-up numărul 5277 din 13.01.2022 și a raportului de follow-up din numărul 8238 din 20.01.2022, inițiat doamna primar Tena Minuț Adriana. Proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 4 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului sistemului integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău, inițiator doamna primar Tena Minuț Adriana, proiectul numărul 2. Proiectul numărul 4, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local la data de 28.02.2022, inițiator de asemenea doamna primar Tena Minuț Adriana. Proiectul de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Vorgești, județul Bacău. Proiectul de hotărâre numărul 5, inițiator doamna primar Tena Minuț Adriana. Și proiectul numărul 6, întrebări și interpelări. Citesc acum așa. Să ne spuneți la vot ordinea de zi. Să punem la vot ordinea de zi. Inițial. Inițial. Împotriva, abține. Și avem 14 voturi pentru. Puneți la vot suplimentarea ordinii. Se pun la vot suplimentarea ordinii zi cu proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea și înfrumusețarea Comunei Vorgești. Inițiator, domnul viceprimar Călimar Marcel. Supun la vot. Abțineri? Împotrivă? Și avem 14 voturi pentru, da? Dau cuvântul, domnule primar, pentru raportul de follow-up. V-a fost depus, de fapt, alt raport pentru fiecare ambele rapoarte. Ați luat la cunoștință. Noi suntem, avem termen până pe 28 aprilie, nu? Ca să mai dăm unele răspunsuri. Dacă aveți vreo neclaritate, întrebați și vă răspund. Înscrieri? Da, mă scuzați. Domnul Claudiu. Da, aveți cuvântul. Mulțumesc.
Da, n-aș vrea să trecem totuși numai așa prin proiectul ăsta, doar ca să-l aprobăm și atât. Pentru că cetățenii poate vor și să știe ce înseamnă un raport de follow-up a curții de conturi. Și anume vorbim de niște probleme identificate de câțiva ani deja în urmă. O parte remediate, o parte parțial, dar cele mai multe nu. Și există aici o atenționare, și anume o atenționare în conducerea entității asupra riscului de a nu recupera debitele sau prejudiciile din faza prescrierii dreptului la acțiune. Se întârzie foarte mult cu anumite acțiuni și ceea ce nu poate decât să creeze prejudiciu la bugetul local. Bani pe care noi i-am cheltuit cu ușurință, fără documente justificative, am văzut construcții fără autorizații, în cazul grădiniței toaletelor de la Socotor. Și bine, sunt mai multe exemple. Nu înțeleg de ce merge așa atât de greu, de ce, deși primarul are această obligație de a lua măsuri, totul se întâmplă cu foarte mari dificultate. Vorbim de sume importante la bugetul local. Cred că dacă le adunăm, sunt câteva miliarde bune. Și n-aș vrea să ajungem la momentul în care să nu mai putem să recuperăm acești bani. Așa, dacă luăm punctual, o să găsim și, dacă vă aduceți aminte, discutam la un moment dat despre acei bani încasați necuvenit de primar, viceprimar, de angajați din primărie. La momentul ăla se spunea că n-am dreptate. Scrie negru pe alb cum domnul Ciorabu, doamna Temea și alții angajați au beneficiat de bani necuveniți pe care trebuie să-i restituie. Deci, sunt lucruri care s-au întâmplat, trebuie să le recunoaștem și trebuie să luăm măsurile necesare. Da, cred că ar fi mai multe de zis, dar... Deci, nu trebuie să luați, trebuie să iau măsurile cuvenite, ca să înțeleagă că nu Consiliul Local ia măsurile. Să începem cu grădinița cu toalete la școala Sovodori, e soluționată problema. Știți foarte bine că era inițial în proiect era un exterior prevăzute, după aceea s-au făcut în interior și n-a mai fost proiect, dar după discuții la Consiliul Județean peste tot s-a stabilit că nu trebuia proiect nefiind o lucrare decât au despărțit camerele, clasele, da? Deci e rezolvată. Acum, cu banii încasați necuvenit de către primar, viceprimar. Nu știu dacă ar conta, suma, de exemplu, la mine e 7.000 de lei. Și nu i-am încasat necuvenit, ca știu, a fost dispoziție pentru un procent, între timp s-a schimbat legea și nu s-a fost atent, deci e 7.000 de lei, ca să nu se creadă că nu știu ce sumă este. Iar la domnul secretar, de exemplu, e parcă 8.000-9.000, din care acum a stabilit, a venit chiar de la Curtea de Conturi o decizie că putea să beneficieze de... Bine, aici erau și doamna Muteanu și doamna contabilă Popa, deci e vorba de vouchere de vacanță, că luând vouchere de vacanță depășeau indemnizația viceprimarului și s-a considerat că orice angajat trebuie să rămână la limita indemnizației viceprimarului, cum eram eu atunci. Între timp a venit decizia și ne-au și comunicat-o luna aceasta Curtea de Conturi, se poate lua acele voucheri de vacanțe pot lua chiar dacă se depășește indemnizația viceprimarului. Încă colegul a zis, nu mai facem recalculare, cât mai avem de dată, îi dăm și pe aia înapoi, dar ca să știți că sumele n-ar fi... M-aș fi bucurat dacă ați fi amintit, dacă ați vrut să spuneți, de exemplu, la Ter de Zon, unde fratele dumneavoastră a lucrat în echipă și unde lucrarea a fost de... s-a constatat numai valorii că prețul real al lucrării este la jumătate din valoarea pe care Ter de Zon a cheltuit-o cu toaletele. De e jumătate și acolo, adică nu e 7.000 de lei, acolo e 700.000 de lei. Da? Deci, am făcut cu ei, dar nici nu intrăm, că eu chiar azi e poate singura zi când am zis că nici nu vreau să intru cu absolut nimeni în nicio contradicție în memoria domnului secretar. Dar se pare că dumneavoastră trebuie să vă spun și trebuie să vedeți realitatea. Cam atât, doamna președintă. Proiectul de hotărâre numărul 2 privind aprobarea... Spune la vot. Supunem la vot primul proiect. Da. Supunem la vot proiectul numărul 1. Împotrivă? Abține? Deci avem 14 voturi, da?
2, proiect? Proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 4 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Este hotărârea ADIS-ului, trebuie aprobată de toți membrii și cam atât. Să vă spun sincer, nici nu prea am idee despre subiectul ăsta, că trebuie aprobat așa cum e primit hotărârea ADIS-ului. Dorește cineva să-mi scrie la cuvânt? Supunem la vot proiectul. Împotrivă? Abține? Avem 14 voturi pentru. Numărul care... numărul 3, da. Asta e 3, da. Numești 3. Da, da. Proiectul numărul 3, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local la data de 28.02.2022. Doamna primar? Rectificare, nu? Da. Da. Ați văzut că mai clar de atât nu se poate la rectificare. Știți foarte bine, pentru teren de sport de la Horgeș s-au început lucrările mai târziu. Acum sunt într-un stadiu avansat și am prins suma, diferența care trebuia până la plata totală. Am prins banii de la, pentru terenul de sport de la școala Recea și locurile de joacă. Cele 4 locuri de joacă. La școala Recea se vedeți că are legătură, ca să nu mai vorbesc la următorul proiect. Ați văzut, dacă inițial în inventar sunt 5.000 de metri, când am făcut pentru carte funciară, acum sunt 7.000 de metri și trebuie să aprobăm tot pentru a putea face că terenul vine acolo și diferența în inventar se cuprinde cei 2.000 de metri găsiți în plus. Metri care, să știți, că nu s-au găsit acum, se înțeleagă. Când s-a făcut cartea funciară inițial, pe timpul domnului Dancă, când s-a făcut acel loc de joacă, știți, în incinta Găliței și magazia, de atunci a fost descoperit. Am vorbit cu domnul care face cartea funciară cu firma Helmet, cu doamna Coveanu, și a zis că atunci domnul Dancă n-a mai așteptat să facem ședință, să completăm inventariul, a zis întârzia cu lucrarea. Acum știți cum e, întotdeauna întârzi, dar nu se uită. Am ajuns în situația în care, da, noi trebuie să aprobăm și așa e și normal de altfel. N-am știut că nu este. Trebuie să suprafață în inventar, ca să putem să o avem în evidență. Pentru că până la urmă e o suprafață care ne vine în acte, că tot a noastră era. Da. Deci am vorbit și pe altul. Dorește cineva să înscrie la cuvânt pentru proiectul de hotărâre numărul 3? Ca să înțeleg mai bine, deci suma asta care e la prevăzută la terenul de sport de la Recea include doar amenajarea terenului multisport sau și alte lucrări conexe? Alte lucrări? Nu, este tot ce ține de terenul de sport. E o lucrare cum arată un teren de sport modern, nu, așa? Nu, separat. Nu, nu, că acum s-a frigizat și de terenul ăla și a fost poate bine o grădire mai mare, a fost terenul în care e jurul școlii. Și suprafața e mai mare. Nu, dar este normal să introducem în inventar diferența de 2000 de metri, că așa și trebuie. Ideea este, pe lângă terenul de sport în sine, cel sintetic, vor fi și cheltuieli privind, poate, gardă de împrejmuirea tot terenului? Nu, îl avem împrejmuit. Nu, e tot împrejmuit. Cei 7000 sunt împrejmuiți, nu sunt trecuți în inventar. Noi am avut o discuție în ședința de comisie de la buget. Spre asta, ați găsit o nouă firmă, prețul ar fi mai bun și lucrările mai calitative, totul că prețul o să apropie un miliard peste. Dar este mult mai mare. Ce suprafață va avea? 54 pe 32. Și rămâne suprafață în joc, da, 50 pe 30. Dar nu e cu un miliard peste, nu e. Prețul e mai mic decât cel de la terenul de sport, pe total, de terenul de sport de la Horgești. Ăștia de aici ne-au făcut o ofertă mult mai mare la suprafața asta, ăștia care lucrează aici. Deci la 38 cu, nu, 48 cu 30, cu 28, da, că eram mulți, da? Veneau 400 și vreo 7, tot așa, 460, 470 de mii de lei ar fi venit dacă făceam cu firma care a făcut și aici. Acum suprafața e cu vreo, pe total, vreo 20 de metri, nu când te duci lățime și lungime. Și... Cu ce firmă se va lucra? Vă spun imediat. Vă aduc imediat, că știu. E... Deci aici sunt 800 de metri pătrați și acolo sunt... Stai ca să... 1700. Înțeles?
Înțeleg, dar tocmai asta vreau să planificăm. Noi suntem nasustori, nu rubiem când mai întreia. Știu că vreau să știu. Păi, dar sunt 379, deci încă 100 de mii ce am aprobat inițial în buget, nu? Da. Deci total 480 de mii de lei termenul de la rece, 4.800.000. Cu tot cu inteligente de șantier și cu tot cu... Da bine, alea sunt proiecte, avizi, tot. Marisa, care a făcut teren de sport la Cleja, la... La Cleja, au făcut mai multe lucruri, da. Înțeles. Eu am dat o căutare așa rapidă, cum am gândit, că s-au mai crescut prețurile în piață și am găsit terenuri făcute la firme la 2 miliarde. Dar nu la suprafața asta. Să știți că eu aș vrea tot să ne arătați măcar trei oferte pe care le-ați solicitat de la vechi. Și am cerut foarte multe, deci avem și pentru voi. Dar acum să veniți cu acea ofertă, sincer vă spun, decât telefonic. Și n-aș, deci telefonic a fost discuție și au trimis ofertă brus și avem cereri. Vă rog frumos, veniți cu acea ofertă de 200 deci, de mii de lei. Din start am înțeles, e suprafața mai mare. Totuși de asta zic, parcă aproape... Veniți, vă rog frumos, nu spuneți doar că ați găsit, aduceți-ne. Cu tot dragul. Noi, de unde? Asta era cea mai bună. Avem oferte, nu avem niciun interes. Personalul din primărie care lucrează la achiziții, bănuiesc că s-a documentat. Când spuneți că ați găsit ceva, aduceți și eu tine, că suntem deschiși, suntem, să acceptăm orice. Dacă ziceți că e avantajos. Am convenit de comun acord toți că e nevoie de acest teren de sport în comună. Copiii au nevoie să practice sport, să facă activități. Dar, de asta zic, parcă și știți, când facem acasă o investiție, luăm mai multe firme, le consultăm, vedem ce prețuri ne oferă, vedem, parcă mi se pare că, la fel cum v-a spus și cota de conturi, parcă prea aruncăm cu bănuți. Aduceți oferta de care spuneți, nu spuneți doar că ați găsit, aduceți oferta și o luăm. Uitați, eu personal, având vedere și înregistrat ședința, vă fac scris astăzi, vă dau și aveți în termen de o săptămână ca să putem să dăm drumul la lucrare, veniți cu acea ofertă și pe aceea o luăm. Dar ca să nu să veniți doar în ședință, să dea bine și să spuneți, eu consider, eu veniți cu hârtii, veniți cu documente, veniți cu dovezi la tot ce spuneți. Și am zis, uitați, cred că nici nu trebuie scris, că e înregistrată. Domnul Dămoc, o să, la ședința următoare, o să prezint oferta adusă de dumneavoastră sau ofertele și o să arăt tuturor că am ales oferta cea mai bună. Deci până la sfârșitul săptămânii, vă rog frumos să veniți cu ofertele. Nu trebuie să aduc eu persoană. Păi a spus că vrea să le-ați găsit. Uite, deci eu în 5 minute am dat, am intrat pe sigur. Păi aduceți aia, vă dați seama că noi am luat legătura cu toți. Nu încercați și faceți un circ din tot ceea ce înseamnă un lucru bun pentru comună. Uite, Hetrex Sport SRL, de exemplu, la prima căutare pe Sicrap. Haideți, dați-mi un nou telefon să-i sun, să întreb prețul, ca să-mi trimit ofertă, nu? Dar știți să folosesc Google, dați un Google. Spuneți că poate sunteți mult mai inteligent în moment ce toate le găsiți și noi mai proști le găsim. Dimensiunile îmbunătățirile, de-aia cerut la 25 centimetri. Am mai discutat o chestie în ședința de comisie. Având în vedere că ne-am asumat, nu aveți cum, să facem acest teren de sport în toate școlile comune. De asta zic, discutam cu unii, domnule, uite, eu nu vreau să fac doar terenul ăsta, dar nu vreau să mai fac unul. De asta zic, se negociază, obțin discount. La dumneavoastră, să vedem scris lucrurile astea, să vedem că există interes. Eu dacă merg la un magazin la comună și iau 20 de pâini, îmi lasă un leu la pâine, nu-mi lasă, domnule. Asta e, au lucrările, prețurile sunt care sunt, știți și dumneavoastră că au crescut. Comparați 20 de pâini cu un teren de 4.800.000. Nu, deci dacă nici așa nu înțelegeți comparația cum e făcută, e... Dar, da, și încă ceva, e ok ca să avem rectificare la 2 săptămâni după ce noi aveam aproape bugetul, adică totuși... Este din excedent, nu sunt bani veniți din alte surse, nu sunt, este din excedent și știți foarte bine că nu puteam să punem inițial decât din sumele primite de la Consiliul Județean, din, prevăzute noi, de la ANAP, acele sume puteam să le trecem în buget. Acum e vorba de sume venite din excedent, cu care o să venim anul ăsta de mai multe ori și când o să achiziționăm microbuzul, și când o să mai facem alte lucrări. Deci nu sunt bani veniți acum și prinși în buget, sunt luați din excedent. Mulțumesc, doamna președinte. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. E domnul Boboc, o abținere, da? 13 pentru, 0 împotrivă și o abținere.
Proiectul numărul 4, proiectul de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Vorbiri, județul Bacău. Am spus despre ce-i vorba. Sunt înscrieri la cuvânt seama acestui proiect. Îl supunem la vot. Cine este pentru? Avem împotrivă? Abține? Hai să ce vă putem. Supun la vot suplimentarea și după aia... Ați supus-o la vot suplimentare? Da, zi, proiectul de hotărâre. Da, dați-mi puțin... Spune tu cu ce se completează. Da. Deci, proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru gospodăria și folosirea comunei este un proiect de hotărâre pe care consilierii mai vechi știu că l-au mai aprobat. Pe vechea structură care era, am completat doar cu prevederile ordonanței 92/2021 privind regimul deșeurilor. A fost chiar o solicitare a celor de la mediu. Este vorba de modul de depozitare, interzicerea incendierii deșeurilor, depozitarea în alte locuri decât cele permise. Despre asta e vorba în proiect. Dorește cineva să se ia la cuvânt? Ce mai pot să adaug eu? Că săptămâna trecută a fost un control, nu numai la noi și de la Pâncești, deci au venit localități pe mediu și au verificat și tocmai au cerut că au văzut hotărârea și au zis că aceasta trebuie completată cu ce a prezentat și domnul secretar. Reglementare din 2020. Bine că vă dați seama, nu-i vreau să dai foc nici la menajer, nici la pajici, și chiar vineri a fost. Iar au dat foc, încercă să-i ținem sub control. Se pare că avem avut totuși anul ăsta mai mult noroc ca în anii trecuți, sau cum a avut Parincia, care poate știți că trei zile la rând au dat foc continuu. Anul a fost mai puțin, vineri a fost pe Pârna, undeva a dat cineva foc la... și a ajuns și la viile oameni, că asta e și problemă. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Deci, cred că am rezonat. Da, un telefon. Ah, ultimul proiect de ordine de zi, întrebări și interpelări, dacă sunt luați lor de cuvânt. Da. Hai să vedem dacă domnul Munteanu, mă scuzați, domnul Munteanu, aveți vreo întrebare sau întrebări pentru doamna primar? Nu. Ok, atunci putem să închidem cu vorbirea. Vă mulțumim pentru prezență. Mulțumesc. Lăsăm lista deschisă, dăm cuvântul domnului Dămoc, pe care urmează domnul Milă. Vreau să vă întreb la primar dacă avem o statistică cu tinerii între 16 și 29 de ani care la acest moment nu lucrează nicăieri și care nu sunt înscriși în nicio formă de învățământ din comună. Avem o statistică, este deja, eu personal am dus la inspectoratul școlar și au cerut 19 persoane care doresc să facă la a doua șansă. Am găsit 22, inițial 21 și apoi au mai sunat cineva. Deci am trimis situația, da. Da, vreau să vă aduc, există un proiect, se numește Aid for Nets, și unde acești tineri ar putea beneficia de niște cursuri, s-ar putea face chiar și pe plan local, să vină... Păi tocmai așa se fac. Restul puneți pe pagina de Facebook și cei mai interesați vor lua măsuri. Eu personal nu. Da, zic, trebuie să facem cunoscut cu toți. Faceți, exact. Eu ce am de făcut, îmi fac pe pagina de Facebook. Dacă nu se vrea, nu se vrea. Nu, faceți dumneavoastră, l-am zis. Da, deci ce a ținut de mine și ce mi-am dorit, v-am zis, am căutat, am găsit, am dus. Mai departe, ce vreți să faceți dumneavoastră, nu vă pot nici îngrădi dreptul de a face, nici nu vă pot obliga să faceți, e dreptul dumneavoastră. Da, domnul Lilu? Da, aș dori și eu să adresez domnul primar câteva întrebări și
Aș dori în primul rând să întreb și eu ceva nedumerit în legătură cu cultele astea, ortodoși, catolici, pentecostali, ca de exemplu noi la Biserica Pentecostală suntem aproape peste 500 de membri suntem. Și după câte am înțeles că se dă tot suma care s-a dat acum anul de 5.000 de lei. Și la noi la biserică sunt foarte multe lucruri de făcut, ca de exemplu ar fi gardul, ar fi să facă o magazie, mai avem de terminat capela și aș dori, dacă s-ar putea, să ni se dea mai mult, să ni se dea, pentru că și fiind biserica mare de 500 de membri, consider și cred că ar fi normal, ar fi să se dea mai mult, să se dea la Biserica Pentecostală. Atât? Sau da. Atât? Da, da. Deci, dacă bugetul o să permită, dar asta înseamnă rectificare, că noi dăm excedent, nu putem lua bani pentru asemenea capitole, în cazul în care, când se face prima rectificare, asta înseamnă după jumătatea anului de obudău, dacă nu greșesc, nu? Pe care poți să o faci, că nu ai voie înainte și o să fie sume disponibile, o să avem în vedere. Asta vă pot comunica. Nu vrea nimeni să mai întrebi nimic? Nu. Ok, declar, este ședința din astăzi.